Văd că a depus plângere deja judecătorul împotriva dumneavoastră. Ce se întâmplă? Pe ce motiv? De fapt, despre plângerea respectivă eu am aflat de la jurnaliști. Deci eu nu am aflat, eu nu am știut despre prezenta plângere depusă de către judecătoare. De ce, după cum am reiterat și într-un alt interviu pentru Politica MD, dacă nu mă greșesc, ca să comentez plângerile judecătoare nu aș putea, pentru că eu nu știu în bază la ce se bazează ea. Eu știu exact aceeași informație pe care o cunoașteți și dumneavoastră din decizia Consiliului Superior a Magistraturii, unde era scris că judecătoarea se plânge pe faptul că aș fi comentat-o pe o rețea de socializare. Eu cu certitudine pot să vă spun că eu numele acestei judecătoare nu l-am scris în niciun comentariu pe nicio rețea de socializare și nu am comentat-o absolut deloc. Mă bucur că judecătorii au timp să caute prin rețelele de socializare bârfe cine și ce comentează și pot să stabilească faptele ca anume persoana X sau persoana X a comentat-o. Despre ce probe merge vorba, la fel nu cunosc. Ceea ce cunosc eu este faptul că, într-adevăr, suntem doi avocați într-un dosar civil care a fost repartizat spre examinarea acestei judecătoare din luna martie sau aprilie 2015 și se afla pe rolul acestei judecătoare. În cadrul ceea ce am avut cu Maria sa, deci am avut doar pe plan profesional fixat prin acte în materialele dosarului și nimic extrajudiciar. Da? Spuneți că la procesul ăsta ea și-a cerut abținere. Da, deci ca să înțelegeți, două ședințe la rând, inclusiv și la depunerea cererii de chemare în judecată, în baza articolului 38 Codului de Procedură Civilă, am solicitat instanței ca instanță, concursul instanței pentru a acumula o probă de la o instituție de stat. Și legea prevede că situația în care instituția de stat ne refuză furnizarea informației, noi solicităm concursul instanței. Trei ședințe la rând, instanța declara în felul următor. Deci, conform codului de procedură civilă, atunci când avocatul face o cerere sau partea face o cerere, instanța emite încheiere de a admite sau de a respinge demersul. Instanța formula în următorul fel. De principiu, demersul dumneavoastră este admis, dar nu este timpul ca instanța încă să facă interpelare către acea instituție de stat. E și normal că se tergiversa examinarea dosarului. Am venit în birou și am făcut o cerere prin care s-a solicitat înregistrările audio a ședințelor de judecată, deci s-a plătit taxa de stat. Apropo, înregistrările nu au fost eliberate, dar sunt într-o calitate foarte proastă, când nu se mai aude nimic ce se discută. Și am făcut o cerere către instanță prin care am fixat aceste fapte și am indicat că, de fapt, nu înțeleg poziția instanței, că conform codului de procedură civilă nu este o astfel de formulare, că de principiu demersul este admis, dar încă nu este timpul să facem această interpelare a instituției de stat pentru acumularea probelor. Ori am atenționat instanța despre termenul rezonabil care trebuie să fie examinat prezent acțiune și am expediat-o prin scrisoare recomandată cu aviz. Următoarea ședință, după ce instanța a primit prezenta cerere, instanța și-a declarat abținere de la examinarea prezentului caz și a declarat că motivele abținerii le voi afla când se va examina de către un alt judecător. Patru ore am stat atunci și judecătoria Cimișlia nu le lucra programa de repartizare aleatorie, așa și nu s-a mai examinat cererea de abținere. Chiar dacă legea spune că trebuie în aceeași zi. În aceeași zi trebuia, da. Deci noi, eu am plecat deja și am primit ulterior citație pentru o altă dată, unde se trebuia să se examineze cererea de abținere. A fost celălalt avocat, care tot reprezintă reclamanta în cauza respectivă, și el a declarat că în cererea de abținere dumneavoastră a scris că un cetățean ar fi comentat în rețelele de socializare
și s-ar fi expus vis-a-vis de lipsă de independență și imparțialitatea prezentei judecătoare, și eu aș fi comentat în acea postare. Din câte am înțeles de la acel avocat, el nu a văzut deci proba, deci ce era acolo, doar ceea ce a dat citire instanța. Și cu aceasta s-a finisat, cererea de abținere a fost admisă, a fost numit un alt judecător, procesul va avea loc în septembrie de către un alt complet de judecători. După care deja am aflat despre sesizarea către Consiliul Superior Magistratură. Chiar vă spun, în viziunea mea este aberant. Cum rămâne cu libertatea de exprimare a omului? Cert este că noi încă o dată constatăm lipsa de incompetență a instanțelor naționale. Și anume lipsa de competență sau de incompetență? Lipsa de competență, pentru că instanțele naționale, dacă s-ar fi familiarizat cu hotărârile Curții Europene, prin care Curtea Europeană a declarat că și avocații au dreptul, dacă au o bază factologică, să critique acțiunile instanțelor de judecată sau hotărârile instanțelor de judecată, chiar să fi criticat vreo hotărâre sau acțiunile, pentru că aveam bază factologică, să fi criticat, deci era să fie admisibil, dar nu am făcut-o. Altceva că nu am făcut nimic, absolut, deci și numele acestei judecătoare nu l-am pomenit nicăieri. Da? Dar credeți că are vreo legătură cu celelalte plângeri care s-au pus împotriva dumneavoastră, chiar la Comisia de Etică? Știți, eu nu cred nimic. Deci, pentru că nu obișnuiesc să speculez, asta ar fi o speculare, da? Eu cred că ceva totuși a nemulțumit-o pe judecătoare și nu în zadar și-a ținut, sau nu a știut cum să soluționeze prezentul litigiu, sau poate, mă rog, nu i-a plăcut faptul că am invocat... Că de obicei judecătorilor nu le place atunci când le invoci sau îi atenționezi asupra încălcării termenului rezonabil în examinarea unui litigiu. Da? Sau le indici baza legislativă, legea, prin care se prevede doar două modalități, admite sau respinge demersul avocatului, dar de principiu să fie admis, dar încă nu este timpul, o astfel de formulare nu există în lege. Eu presupun că și aceasta a nemulțumită, pentru că anume din aceste considerente, deci ulterior după ce am înregistrat aceste fapte, pentru că eu așteptam încă o ședință de judecată să am să văd dacă se expune asupra cererii sau nu, și dacă nu se expunea asupra cererii, pregăteam o plângere către Consiliul Superior al Magistraturii prin care să invoc că nu este permis, se tergiversează, deja nu este admis astfel de formulare. Dar, cred că ea a luat-o înainte. Da, a luat-o probabil că înainte. Nu știu ce o să fie, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să examineze, să vadă dacă există probe, da, sau suport factologic. Cert este că ceea ce pot să spun, pentru că noi am avut foarte multe cazuri prin care și avem dosare penale intentate pe alte cazuri unde au fost sparse rețelele de socializare, e-mail-urile, și procuratura refuză să examineze astfel de plângeri. Inclusiv și rețelele mele de socializare nu odată a fost spartă parola, deci multă lume îmi spunea că dispăream și nu era șters profilul. Multă lume îmi spunea, deci ulterior primeam notificări că se intră de pe alte IP-uri, deci și Facebook. De cât timp aveți problema asta? Circa de vreo două luni și ceva. Deci, eu am să vă spun cam de când s-a început tot scandalul acesta vis-a-vis de solicitarea de lipsire de licențe, vis-a-vis de libertatea de exprimare, de ceea ce scrim. Poate e cazul deja la procuratură să depuneți o plângere pe Noi ne-am gândit și la această variantă. Ideea este că am să mai aștept și vă explic de ce. Undeva am să fac niște... am să expediez niște informații private, da? Și ele undeva o să apară.
Exact cum s-a procedat într-un alt caz, s-a expediat intenționat niște informații private și persoana care a spart acea parolă, deci aceste materiale le-a prezentat în altă parte și noi am putut demonstra. Dar chiar dacă noi am putut demonstra că anume persoana X a spart parola clientei mele, procuratura a refuzat pornirea urmăririi penale și am ajuns până la curtea de apel ca să se întoarcă dosarul înapoi la reexaminare și suntem într-un an jumate și ei nu vor să pornească cauza penală, invocând că persoana trebuie să își schimbe parola. Dar, mă rog, dosarul se pregătește pentru a merge mai departe și noi trebuie să trecem remediile efective și interne. Mersi! Cu drag!